Anul trecut la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș au existat mai multe sesizări venite din partea salariaților referitor la faptul că nu și-au primit banii pentru concediul medical de la angajator. Legea spune că firmele sunt obligate prin lege să achite aceste sume, iar ulterior să le recupereze de la stat. Putem să spunem că am mai avut și plângeri la procesele verbale de contravenție. Acele plângeri au vizat practic contestarea procesului verbal prin care organul de control a Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș a sancționat angajatorul pentru la sesizarea angajatului pentru neplata drepturilor aferente concediilor medicale. Mulți angajatori au condiționat plata concediilor medicale de decontarea sumelor respective din partea CASE Maramureș, lucru care contravine legii. În județul nostru sunt puține astfel de situații, dar asta nu înseamnă automat că nu sunt probleme. Este posibil ca mulți salariați să nu aibă curajul să-și reclame angajatorii. Probabil că nu reclamă. Noi, în momentul în care ne sesizează cineva, echipa de control se deplasează la angajator și se fac verificările. Deci, la momentul când suntem sesizați pe această cale, facem un apel persoanelor în cauză să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș. Probabil sunt reținuți, fiind relația angajator-angajat. Printre neregulile pe acest segment care au fost semnalate instituției, s-au numărat inclusiv cazuri de pacienți cu afecțiuni grave. Din păcate, pentru angajatori care au refuzat să plătească chiar propriul angajat care suferea de afecțiuni oncologice, situații destul de neplăcute. În cursul anului 2022, CASE Maramureș a fost parte în 51 de dosare aflate pe rolul instanței de judecată, fie în calitate de reclamant, fie în calitate de părât. Dintre acestea, 26 de dosare au fost soluționate definitiv în favoarea instituției.